Valul de informații despre numărul de persoane infectate cu noul coronavirus sau despre cele suspectate că s-au infectat este mare și se schimbă de la o oră la alta. Rolul jurnaliștilor pare pe cât de simplu, pe atât de complicat. Să informăm corect cetățenii, fără să răspândim panică. Ce lecții de jurnalism putem învăța acum și care sunt greșelile pe care să le evităm? Discutăm la acest subiect cu Elena Cioina, coordonatoare media platformii E-Sănătate. Așadar, cum asigurați acest echilibru la platforma pe care o coordonați și ce lecții ați putea împărți cu colegii din mass media? Este foarte important acum ca noi jurnaliștii să ne informăm din surse oficiale și să nu facem trimitere la informații nedocumentate sau care pot fi ușor interpretate de către cineva. Noi încercăm foarte mult să urmărim ceea ce spun autoritățile, să le fim chiar și aliați, așa cum ne-au cerut-o în aceste zile tot mai insistent, dar în același timp încercăm să fim sau continuăm să fim acel watchdog pe care trebuie să-l avem inclusiv în situații de pandemii. Jurnaliștii ar trebui acum să se documenteze destul de mult, să fie foarte atenți cine și ce declară, din ce surse se informează. Ceea ce este important acum e că această pandemie a unit o mulțime de jurnaliști în jurul unei probleme de sănătate publică și toate buletinele noastre de știri încep cu informații pe această temă. Mi-aș dori foarte mult ca jurnaliștii să nu se axeze doar pe informații privind numărul persoanelor suspectate sau infectate sau pe cazuri mai puțin importante, dar să ceară de la autorități informații mult mai ample în ceea ce privește pregătirea instituțiilor medicale pentru eventualii bolnavi de coronavirus, despre banii care sunt alocați pentru această maladie, despre cum într-adevăr ne protejăm de ea, să informeze cât se poate de echidistant despre această boală, pentru că în ziua de astăzi este foarte greu să menții acest echilibru, având în vedere că este un acces destul de mare la informație și oricând, în orice moment, populația se poate panica dacă vede o informație greșită. Ați amintit despre relația dintre jurnaliști și autorități. Cum filtrăm mesajele venite din partea autorităților? Trebuie să le trecem prin anumite filtre pentru că, așa cum ați spus, rolul nostru este și cel de watchdog. Este bine întotdeauna să punem la îndoială orice spun autoritățile și să verificăm poate și din alte surse, să vedem dacă este adevărat. Pentru că care ar fi surse alternative în această situație? Bine, în această situație, într-adevăr, surse alternative sunt și medicii, sunt și managerii de instituții medicale, orice alte surse din domeniul respectiv care ți-ar da posibilitatea să verifici dacă o informație este adevărată sau nu. În momentul în care, să zicem, autoritățile îți spun că sunt asigurate cu 500 de ventilatoare pentru respirație artificială, ar trebui să ne întrebăm de unde sunt aceste 500 de ventilatoare, de unde vor fi aduse. Deci nu trebuie să ne limităm numai la această cifră. Este important să vedem dacă ele realmente există în Republica Moldova. Poate că vor fi aduse din alte spitale, poate că vor fi luate de la instituții private. Deci este important să ne punem destul de multe întrebări atunci când autoritățile ne dau o asemenea informație. Și tot despre autorități. Cum tratăm mesajele autorităților atunci când, de exemplu, divulgă numele anumitor pacienți, iar unii critică pentru faptul că, uite, încalcă astfel anumite norme legale? Este momentul când noi chiar trebuie să fim foarte empatici, pentru că, vedeți, în Republica Moldova educația sanitară nu prea se face, deci noi putem să înțelegem că sau să presupunem că acești oameni care nu au respectat condițiile de sau măsurile antiepidemice nu au făcut-o pentru că n-au vrut
Probabil că n-au făcut-o pentru că nu au înțeles foarte clar de ce ei trebuie să facă acest lucru. Și aici cred că rolul jurnaliștilor e să nu divulge numele acestor oameni, să nu fie atât de insistenți, să ceară de la autorități date care chiar poate pot să identifice persoanele respective. Sigur că e important să se dea informații, dar ele trebuie oferite în astfel, într-un așa mod încât să nu afecteze persoana care este suspectă la această infecție sau persoana care deja este infectată. Autoritățile, la rândul lor, din experiența ultimilor zile, au și ele anumite probleme de comunicare și înțelegem foarte bine că nu toți știu, inclusiv la nivel înalt, ce înseamnă să respecti elementar legea privind datele cu caracter personal. Sigur că nu sunt probabil greșeli intenționate, sunt greșeli din mers făcute, din motiv că există o presiune foarte mare pe autorități acum, li se cere foarte multă informație și este firesc să se greșească, pentru că noi toți greșim, este important să le facem cât mai puține. Despre greșelile din jurnalism, pentru că ați amintit mai multe, care ar fi alte greșeli pe care să le evite reporterii aflați în teren, jurnaliștii care relatează despre această epidemie? Este foarte important să fim foarte atenți la termeni. Deci să ne consultăm, să consultăm foarte multă informație pe care o oferă Organizația Mondială a Sănătății. Deci este momentul în care noi chiar trebuie să citim multă informație din domeniul respectiv, dar din surse foarte sigure. Am pomenit OMS-ul, poate fi Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, de exemplu, din Statele Unite, sau orice alte surse oficiale, internaționale. Este important să nu căutăm senzații în această perioadă, pentru că chiar nu este momentul cel mai potrivit. Este important să fim foarte atenți ce fel de titluri dăm la știri, pe cine acuzăm de irresponsabilitate, sau să ne gândim de două ori dacă chiar trebuie să scriem acest lucru sau nu. Este important că atunci când autoritățile gafează, din punctul ăsta de vedere, să le arătăm că ele într-adevăr gafează și să le cerem socoteală ca și ele să îndrepte anumite lucruri. Deci, astea sunt greșeli care ar trebui să fie evitate de jurnaliști. Sigur că jurnaliștii ar fi fost bine să fie instruiți până să se declanșeze masiv această epidemie. Acum suntem nevoiți să învățăm din mers și eu sper că și Ministerul Sănătății și toți responsabilii din domeniul sănătății publice vor învăța din această pandemie de coronavirus de tip nou, că e nevoie totuși de instruiri pentru jurnaliști pe domeniul sănătății publice. Chiar E mare nevoie, din moment ce la briefingurile de presă sunt întrebări care se repetă de mii de ori, chiar dacă autoritățile au răspuns la ele, sau sunt întrebări care puteau nici să nu fie adresate pentru că sunt răspunsurile evidente. Sunt evidente, exact. Dar asta e, învățăm din mers acum și sper să ne fie o lecție pentru viitor. Elena, cum ar trebui să fie comunicarea în perioada de criză? Deci autoritățile trebuie să înțeleagă că pentru a comunica eficient trebuie să aibă o strategie foarte bine pusă la punct de comunicare, inclusiv cu jurnaliștii. Deci ar trebui să facă tot felul de instruiri de comunicare de criză, inclusiv pentru jurnaliști, că atunci când noi ajungem în fața lor, să știm ce fel de întrebări să le adresăm. Asta este important pentru a evita toate acele greșeli despre care noi am vorbit pe parcursul acestei emisiuni. Jurnaliștii noștri, din păcate, nu sunt medici, sau din fericire, poate, și chiar nu sunt obligați să știe toate aceste lucruri. Dar niște instruiri elementare ar trebui să... Vă referiți la un minim de întrebări pe care să le adreseze și cum să le adreseze, când este oportun să le... Exact, la un minim de întrebări, la un minim de informație, ce presupune comunicarea de criză în epidemii, în pandemii, pentru că noi chiar nu știm să ne comportăm în situațiile respective și de multe ori cădem dintr-o extremă în alta, deci ori
dăm numai informații pozitive, ori din potrivă dăm numai informații negative. Și nu putem să asigurăm atât echilibrul ăsta despre care vorbeam. Deci este important ca autoritățile să înțeleagă din această experiență că au nevoie de o strategie de comunicare și în această strategie de comunicare trebuie să existe inclusiv instruiri pentru jurnaliști. Evident, vom avea ce învăța cu toții, și jurnaliștii și autoritățile. Sunt sigură. Multe redacții au decis că vor lucra de acasă. Totuși, mulți reporteri merg în continuare, trebuie, în virtutea muncii pe care o fac, trebuie să meargă în continuare în teren. Pe ei cum îi protejăm? Ei chiar sunt oamenii destul de expuși riscului de infectare cu noul coronavirus, de aceea ar trebui cât mai des să se spele pe mâini, să-i spunem așa cum este. Uh-huh. Așa, când se poartă acei dezinfectanți cu ei, să încerce să păstreze distanța asta socială. Înțeleg că este mai complicat, mai ales pentru cei care merg cu microfoanele. Și trebuie apropo, ce facem cu microfoanele? Intervin. Și asta este o remarcă foarte bună astăzi la Ministerul Sănătății. Este într-adevăr o problemă și ar trebui redacțiile să se gândească cum o rezolvă, pentru că noi expunem nu doar angajații noștri, dar expunem și alți oameni cu care noi vorbim. Acești bureți cu care sunt acoperite microfoanele, deci sunt foarte murdare, într-adevăr, și ar trebui poate schimbați mai des, dezinfectate echipamentele ori de câte ori merg pe teren și igiena este foarte importantă în cazul respectiv. Elena, credeți că am putea delimita jurnalismul de până la noul coronavirus și de după? Acum observ că domeniul sănătății publice este unul de mare interes pentru redacțiile din Republica Moldova. Ziceam că sunt cap de afiș, uh-huh, cap de buletine de știri. Ar fi bine ca și după ce va trece acest val de îmbolnăviri, redacțiile noastre să nu marginalizeze domeniul sănătății și să pună mult mai mult accent pe el. Și pe problemele cu care se confruntă domeniul, dar inclusiv pe educația a populației, pentru că nerespectarea regulilor, a carantinei, autoizolării de către oameni vine din neinformare. Deci oamenii trebuie învățați, iar noi chiar avem și rolul respectiv. Noi nu putem doar să criticăm autoritățile pentru că n-au făcut anumite lucruri, dar trebuie să le ajutăm să ne facă pe noi mai sănătoși, să avem o cultură mai mare a sănătății. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația și vă doresc, bineînțeles, sănătate. Mulțumesc și eu la fel vă doresc multă sănătate și să vă ocolească virusul.